Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi, este Ana Maria Ștefănescu, terapeut transpersonal, dream teacher, formator, și vom vorbi despre apartenență. Iată o nouă carte publicată în portofoliul editurii Herald, Apartenența, cum să redobândim sentimentul de apartenență prin conectarea cu sine, conectarea cu ceilalți și conectarea cu natura, de Toko Patterner, o carte foarte importantă care aș putea spune, fără să exagerez, că poate transforma vieți. Aceasta este una dintre ele, în cel mai pur stil, am putea spune, poetic, tandru, dar clarificator și plin de imagini trezitoare de sens. Toko Patterner, autoare, mistic și lucrător cu visele de școală și de formare junghiană, iată, ne face cadou în aceste pagini unele dintre componentele de bază ale sentimentului de apartenență și o varietate de unelte, am putea spune, atât interne cât și externe, prin care putem începe să renodăm firele sensibile ale stării de apartenență. Ana, știu că ne-am discutat despre această carte înainte de a face acest material și mi-ai mărturisit că te-a fascinat, te-a captivat de la primele pagini. Este o carte superbă, de asemenea și autoarea acestei cărți. Ce te-a impresionat la această carte și care este mesajul pentru cititori? De ce ai recomanda-o? Este o carte călătorie. De mult n-am citit o carte atât de vie și atât de adevărată și scrisă dintr-un loc al vulnerabilității totale, care este de fapt un loc de putere. Și este o carte care te trage în interiorul ei de la început, pentru că îi simți autenticitatea. Aș recomanda-o pentru că este o carte terapeutică prin excelență, fără a fi prețioasă sau pretențioasă. Ci pur și simplu este o călătorie onestă către sine și explică și descrie căi practice și foarte simple de a redobândi sentimentul de apartenență. Dar încă o dată, ca și răspuns la întrebarea ta, este o carte vie, pur și simplu. Este o carte care trăiește și respiră și te invită în interior. Care sunt aceste căi despre care vorbești tu și care sunt pilonii apartenenței, așa cum îi tratează în această carte autoarea? Lucru cu visele apare așa ca un fir roșu pe parcursul întregii cărți și cumva este descris ca o cale de urgență către redobândirea apartenenței, pentru că uneori oamenii pot fi atât de pierduți în false apartenențe, încât nici măcar nu mai știu ce ar însemna de fapt să fie în acord cu ei înșiși și ce ar însemna să găsească o cale a inimii. Iar visele sunt un soi de cale de urgență pentru că ne arată, dincolo de tiparele mentale la care am fost obligați să aderăm într-un anumit moment al vieții noastre. Și visele, lăsându-le așa cumva neinterpretate, nebătute în cuie, cum se zice, și neincluse în categorii, pot oferi din ce în ce mai multe sensuri visătorului și celui care însoțește în lucru cu vise, astfel încât să înțeleagă ce înseamnă orientația la apartenență, de unde a pornit o falsă apartenență și ce ar putea să facă pentru a reajunge acasă, cum frumos spune autoarea. Asta este un pilon. Un alt pilon ar fi reîntoarcerea la acceptarea de a fi vulnerabil. Pentru că din ce în ce mai mulți oameni aseamănă vulnerabilitatea cu slăbiciunea sau pun semnul egal între ele și este taman invers, pentru că în momentul în care cineva își dă voie să devină vulnerabil, în momentul în care își dă voie să se arate exact așa cum este, de-abia atunci poate veni în lume cu toate darurile sale. Și apoi, tot așa ca un fir roșu pe parcursul întregii cărți, apare conectarea sau reconectarea cu natura. Pentru că autoarea tratează apartenența din punct de vedere sistemic. Este singurul fel în care poate fi tratată, de fapt. Și nu există orientare la sine cu adevărat fără orientare la natură. Sau fără măcar o reamintire a ceea ce înseamnă, de fapt, natura pentru oameni, în general.
Într-unul dintre capitole, capitolul 5, după falsa apartenență despre care vom vorbi puțin mai târziu, apare un capitol foarte interesant, Nunta interioară. Ce vrea să spună autoarea prin acest titlu, aș spune eu, extrem de sugestiv? Da, ea vorbește foarte frumos acolo despre logos și despre eros și despre cum omenirea a devenit pierdută sau guvernată exclusiv de logos, adică de partea rațională, de a face, de a planifica, de a obține rezultate, de a crește în continuu, ceea ce este cumva contranatural și contra erosului. Erosul care este partea aceea care conține, partea care este receptivă, partea care stă în intuiție și așteaptă și ascultă. Și explică foarte frumos autoarea că, de fapt, logosul trebuie și este în mod natural subordonat erosului. Adică, în momentul în care suntem doar în logos, cumva suntem pierduți de un sens interior. Și vorbește despre nunta interioară, referindu-se la a aduce împreună aceste două părți. La a ne reaminti de partea de eros, care este o parte intuitivă feminină conținătoare, și de partea de logos, aducându-le împreună, cumva. Există pentru omul contemporan pericolul acesta al unei false apartenențe? Din dorința foarte mare de a aparține unui microgrup, unei microcomunități, familiei, unui grup de prieteni, poate cu care nu ne simțim foarte autentici și nu ne simțim într-un acord cu valorile, să spunem, ale acelui grup, dar din dorința mare, pentru că suntem până la urmă la bază ființe sociale, din dorința mare de a aparține unui grup și de a avea sentimentul acesta de apartenență, să avem o falsă apartenență, să aparținem unui grup cu care poate nu împărtășim aceleași valori de viață. Da, există pericolul ăsta și îl vedem peste tot în jurul nostru și poate noi înșine ne-am trecut la un moment dat prin asta. Și autoarea explică foarte frumos undeva în carte, nu mai știu exact pe la început, care este originea acestei rupturi și acestei false apartenențe. Vorbește despre relația cu mama, vorbește despre relația cu familia în care cineva a crescut și vorbește despre faptul că falsa apartenență apare atunci când cineva simte ruptura dintre cine era cu adevărat și ce a trebuit să facă ca să supraviețuiască, adică ca să fie acceptat într-un anumit microclimat sau macroclimat. Și atunci, pentru că se ajunge în felul ăsta la o nevoie continuă sau la o întrebare continuă, ok, dar eu al cui sunt? Eu cui aparțin sau cărui câmp sau cărui mediu, din această frică, din această lipsă interioară, apare agățarea de false apartenențe. Ah, ok, ar putea să fie asta sau ar putea să fie asta sau ar putea să fie asta, fără o privire interioară inițială. Și atunci falsa apartenență se consolidează și prin presiunea socială, și prin tipare de educație învechite, și prin ce se cere în mod conștient sau inconștient de la copiii mici sau mai mari, care sunt valorile sau falsele valori care sunt încurajate, competiția continuă care este încurajată și se ajunge, iacătă, într-o falsă apartenență, dar extrem de calcifiată, extrem de consolidată, care poate fi zguduită sau deconsolidată în momentul în care se întâmplă ceva în viața cuiva, de foarte multe ori. Ceva ăla putând fi o criză transformatoare sau existențială sau un eveniment sau orice altceva care e așa ca un clopoțel într-o trezire. Dincolo de informațiile pe care ni le furnizează autoarea în carte și vine poate cu mai multe perspective, eu o văd ca pe o carte cu multe interferențe de ordin cultural, istoric, antropologic, spiritual,
În primele 20-30 de pagini, pe alocuri, autoarea face referire la copilăria ei și mai ales la relația cu mama ei. O relație, aș spune, n-aș numi-o neapărat toxică, dar în orice caz disfuncțională, pentru că mama vine în relație cu fiica, cu autoarea, cu propriile ei probleme din copilărie și cumva perpetuează aceleași tipare. Capitolul 3 se intitulează Mama Moarte. Ce reprezintă de fapt acest simbol? Reprezintă așa un soi de termen generic pentru o mamă care vine încărcată de propriile umbre respinse, nevăzute, neaccesate și așa mai departe, vine încărcată în relația cu fiica sau cu fiul. Și cumva tot câmpul dintre mamă și copil este invadat, este impregnat de această umbră nevăzută, neconținută, neconștientizată și se transferă într-un fel sau altul în viața copilului. Este un soi de relație în care copilul nu este niciodată văzut așa cum este el, acceptat așa cum este el, validat așa cum este el și iată de aici ruptura de apartenență autentică și căutarea unor false apartenențe, pentru că dacă nu aparține acolo, atunci undeva trebuie să aparțină. Așa, foarte pe scurt. Ce perspective noi aduce prin această carte autoarea Toko Patterner asupra apartenenței? Iată un subiect foarte interesant și despre care nu prea s-a discutat în spațiul public. Da, cumva perspectivele, nu știu dacă sunt noi, cred că sunt vechi sau străvechi, însă sunt puse într-un context foarte onest și foarte clar subliniat. Pentru că ei explică extrem de frumos faptul că nu există o apartenență adevărată fără onorarea strămoșilor. Nu există o apartenență adevărată fără retrezirea către magia naturii. Nu există o apartenență adevărată fără respectarea unui ritm interior. Face referire la modul în care, de exemplu, înțelepciunea bătrânilor este dată deoparte prin faptul regretabil că majoritatea celor care ajung la vârsta de seniori sunt închiși în cămine de bătrâni. Și atunci această interacțiune între copii, tineri, adulți și bătrâni nu mai este posibilă. Și descrie toată această poveste la nivel sistemic ca pe o sete perpetuă și ca pe o căutare continuă, remediile fiind acestea, reamintirea valorilor strămoșești, evident puse într-un context actual, însă legătura cu trecutul trebuie să fie făcută cumva. Revenirea la o valorizare a tradițiilor, revenirea la o valorizare a erosului, iacătă, și revenirea la respectul față de natură. Și le împletește și le îmbină pe toate astea pe tot parcursul cărții într-un fel foarte, 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 foarte viu, ăsta este cuvântul. Vorbește despre importanța cercurilor și a ritualurilor, despre cât de multă nevoie au oamenii de a se aduna împreună într-un mod sacru și foarte diferit de socializarea care se petrece, iată, de, cât să zic, câțiva zeci de ani într-un fel foarte foarte nociv, pentru că una este socializarea așa cum este văzută acum, alta este a veni împreună într-un fel plin de respect și plin de sacralitate. Dragii noștri, iată, am vorbit astăzi despre apartenență pe marginea cărții, apartenența, cum să redobândim sentimentul de apartenență prin conectarea cu sine, cu ceilalți și cu natura de Toko Patterner. A fost alături de noi Ana Maria Ștefănescu, terapeut transpersonal, dream teacher, formator. Vă invităm la un nou episod al podcastului Cărți deschise pentru minți deschise. Vreau să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Mulțumesc.